Bună dimineața, dragilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Bitcoin se joacă cu mintea noastră și nu numai, cu interesul, cu emoțiile, cu totul. În clipa de față suntem peste 28.300 de dolari, foarte multă lume și-a pierdut răbdarea, este un joc care s-a mai întâmplat de-a lungul timpului și se va repeta. Astăzi voi alege să vă arăt pe charturi valori de timp mai mari. Și anume o să începem analiza tehnică pentru că e început de săptămână. Astăzi ne vedem și cu cei din grupul de analiză premium aici pe YouTube. Avem un episod extrem de important. Haideți să deschidem charturile, să vedem cum arată Bitcoin pe o lună. Începem cu CoinMarketCap, unde în continuare Bitcoin este pe locul 1. Cu un market cap, o valoare de piață de 547 de miliarde de dolari și cu un volum de tranzacționare în 24 de ore de 12 miliarde de dolari. Asta înseamnă aproape 40% din volumul total de tranzacționare. Vă reamintesc că vorbim de o piață cu 23.269 de monede și 607 exchange-uri. Da. Ieri v-am arătat la exchange-uri că e jale, adică sunt câteva exchange-uri care conduc toată piața. Priviți aici în cifre. Bitcoin dominanță 46,2%. Asta în condițiile în care pe zi ce trece Bitcoin îi rămân tot mai puțin. Bun, acum hai să ne uităm pe grafici. Aici avem graficul de la precedentul bull market până în prezent. Iar perioada despre care vreau să vă vorbesc este aceasta. Da? Este o perioadă care aș putea spune că are asemănări cu ceea ce trăim noi acum. Da? Venim după un bear market, la fel și aici. Poate că cel de acum pare mai agresiv, dar doar pare în grafice. Pentru că dacă ne ducem pe zona aia și facem zoom out, o să vedeți că și ăsta a fost destul de agresiv. Acum, prin comparație, există un scenariu care vorbește despre un echo bubble. Ce înseamnă echo bubble? Repetarea unei perioade și perioada respectivă este această perioadă din 2019 în care pe monthly am avut 1, 2, 3, 4, 5 luni verzi. Da? Acum o să dăm drumul și la indicatori. Da? După cum vedeți, și aici am avut volum peste medie, avem volum peste medie, s-a vândut în bear market-ul ăsta enorm, dar se vede că a fost un mega dump. Ce vreau să vă spun este că dacă acest scenariu s-ar repeta, noi atunci am avut o creștere de la bottom, măsurând de la bottom până la top, de 311%. Da? Hai să măsurăm și acum, de la bottom la top. Da, ar însemna să ducem din nou în zona de 65.000 de dolari. Este posibil acest scenariu? Din punctul meu de vedere, da. Care este argumentul meu pentru acest scenariu să fie posibil? Devalorizarea dolarului. Da? Deci dacă rămânem în continuare să ne raportăm la dolar, e probabil scenariu. Varianta 2 în care acest scenariu este probabil este aceea în care americanii dau drumul puternic la tiparnițe, apare probabilitatea unui armistițiu, se înțeleg părțile, puterile lumii, Rusia cu China și cu America. Da? Deci aici ăsta e un al treilea scenariu, da? În care lumea devine euforică. Deci avem imprimante, avem devalorizarea dolarului, și avem armistițiu, adică încetează războiul. Cam astea sunt variantele. Da? Însă, după ce am avut acea creștere, priviți aici, am avut 5 lumânări. Da? În clipa de față avem 4 lumânări verzi, suntem în luna aprilie, am putea avea o continuare similară cu ce s-a întâmplat atunci. Însă, după ce am atins acel vârf, da? Până bull market-ul a început din nou, am avut 519 zile. Da? Dacă scenariul ăsta s-ar întâmpla, să zicem că atingem aici în mai un top, 519 zile ar fi undeva în toamna lui 2024.
privind înainte și privind cu gândul la câtă răbdare au cei care investesc în cripto, mă gândesc că va fi foarte multă frustrare, pentru că răbdare zic în ghilimele. Oamenii nu prea au răbdare. Un aspect neplăcut, dacă acest scenariu va avea loc, este că atunci am avut, după ce piața a crescut, o corecție de 76%, da? Care a avut loc undeva în 274 de zile de la vârf. Deci acum repetăm scenarii și probabilități. Deci de aici, 274 de zile ar însemna undeva în martie 2024. Iar să zicem că avem ca atunci un vârf până în zona asta, da, de 64.000, un 76% ar însemna cam aici, la 15.000, da? Este un scenariu, cred că, horror pentru mulți. Dar, pentru mine, cred că acest ecobubble nu poate să se ducă până în zona asta, pentru că noi acum avem probleme mult mai diferite decât atunci. Acum suntem în recesiune, suntem în hiperinflație, suntem în război global, suntem în tranziția puterilor, adică scenariul este cu totul diferit. O să avem o discuție mult mai amplă astăzi, aici pe canalul meu de YouTube, pentru cei care sunteți membri premium. Vom avea un episod foarte, foarte interesant. Veți primi un indicator interesant astăzi. Vă voi face recomandarea unui clip în care veți învăța lucruri foarte importante și vom face o analiză de piață. Vă aștept și pe mihaidaniel.ro, site-ul meu oficial, cu toate link-urile oficiale de Twitter, LinkedIn, Telegram, Instagram, da? Aici vă propun acest curs de tranzacționare, cursul de 4 ore, curs educațional în care veți învăța indicatori, strategii de trading, cum să folosiți TradingView, cum să bugetați și așa mai departe. Dragilor, poftă bună la micul dejun, poftă bună la cafea, vă doresc o săptămână extraordinară, aveți grijă de voi, dragilor, și Doamne ajută să vină primăvara asta cu adevărat.